ziua de la primărie. Am adus mă și mănuși. Bună ziua! De la primărie, multă sănătate! Bună ziua! Am venit să vă mă și mănuși. O nouă zi, o nouă acțiune de distribuire a kiturilor de protecție desfășurată de Primăria Slatina. De această dată, o parte dintre reprezentanții municipalității au împărțit cele 5 măști de protecție și 5 perechi de mănuși slătinenilor din cartierul Gireașov. Cei care nu au fost găsiți acasă au găsit materialele de protecție în cutiile poștale. Din partea Primăriei Slatina, multă sănătate vă dorim! V-am adus din partea Primăriei Slatina. Multă sănătate! Slătinenii îi așteptau pe cei de la primărie și spun că echipamentele pe care le-au primit săptămânal au fost folosite pentru a merge la cumpărături, la medic sau la serviciu. Cum vi se pare această inițiativă? Foarte frumoasă din partea domnului primar, adică poate sunt persoane care nu și le permiteau sau cel puțin nu puteau să ajungă. Foarte frumos, mulțumim frumos. Săptămânal au trecut angajații primăriei să vă aducă? Da, da, tot timpul au adus și le-au pus în cutii. Dacă nu au strigat, am văzut la porți. Le-ați folosit? Normal că le-am folosit. Cei de la primărie vin. Probabil domn primar se ocupă de locul ăsta, e un lucru minunat. Și am înțeles că după 15 deja e obligatorie. Sprijinul e extraordinar de bun. Mulțumim mult. Ia spuneți-mi pe cele care le-ați mai primit, le-ați folosit? Evident, evident. Trebuie să mai mergem și pe la țară, să mai avem părinți, mai avem rude bolnave și trebuie să ieșim, le folosim, ce să facem. Le-ați folosit pe cele care le-ați primit săptămânile trecute? Nu, că nu ies afară din curte la copii, da. Pleacă la servici, mai pleacă până oraș, le folosesc. Cum se pare această acțiune a primăriei? E bine, e bun, e bun. Foarte bun, găsiți. Primarul face multe pentru poporul Slatinii. Ți-i mulțumesc! Am primit de mai multe ori. Chiar de mai multe ori și cu asta acum. Am folosit, am fost la medic, la rețetă, am fost la cec să-mi iau banii, pentru card, pentru... Am fost în oraș și le-am folosit. Mulțumim frumos! Să trăiască și să ne facă mereu. Am făcut destule, dar poate să mai fac, să ne mai fac. De mai bine de o lună, campania de împărțire a kiturilor de protecție desfășurată de municipalitate le-a adus slătinenilor zeci de măști și mănuși de care aveau mare nevoie în această perioadă. Pentru a reduce riscul de infectare cu noul coronavirus, în paralel cu această acțiune, Primăria Slatina a desfășurat dezinfecții în scările de bloc, dar și pe străzi și trotuare. De asemenea, pentru sănătatea slătinenilor, angajații unei firme specializate au efectuat tratamente fitosanitare pe toate spațiile verzi din orașul nostru. Însă și noi trebuie să fim în continuare responsabili, să ținem cont de măsurile de igienă și de distanțarea socială, pentru că numai așa putem evita riscul de îmbolnăvire.